Doamne ajută și bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune de drumuri spirituale. Dragi creștini și privitori și ascultători, am adresat așa pentru că emisiunea va fi preluată de Radio Dobrogea, așadar a fost întemeiată adresarea aceasta. Mare prasnic și o să cer iertare pentru faptul că mă dezic astăzi puțin de obiceiul de a vorbi cumva despre însuși prasnicul zilei, pentru faptul că sunt convins că ați fost la biserică, ați ascultat predica, cunoașteți deja de multă vreme importanța pentru biserică și viața Sfinților Apostol Petru și Pavel, a căror moarte martirică o prăznuim astăzi, în aceeași zi, amândurora, pentru că a fost săvârșită aceasta în aceeași zi. Nu mai vorbesc mai mult de atât despre ei, însă vorbesc puțin despre ceea ce am săvârșit pregătindu-ne pentru prasnicul lor. Am postit. Și o să spuneți, da, s-a tot vorbit despre post. Cred că putem să vorbim 100 de ani și tot nu terminăm despre post. Este drept că discursul despre post, cel puțin al nostru, este de cele mai multe ori sub aspectul său duhovnicesc, pentru că este partea cea mai importantă. Însă ar fi bine să căutăm, iată, suntem și provocați în acest sens, să discutăm și despre aspectul său practic, quasi-culinar, să zic așa. De ce? Pentru faptul că, de fapt, nu este niciodată postul doar unul culinar. Dar vorbim poate astăzi puțin mai mult despre post. Și vedeți că avem în față apa, pentru că mai am în față o carte. Unii dintre dumneavoastră ați auzit deja despre carte, despre autor, despre evenimentul de o săptămână. Bun venit, domnule Cezar Elisei. Bine v-am găsit. Pe care ni l-a adus în platou invitatul de regulă de luni, părintele Iustin Petre. Sărbuna, părinte! Sărbuna, părinte, cu drag! Vă mulțumesc că ne-ați prilejuit această frumoasă întâlnire. L-am cunoscut pe domnul Cezar acum 10 minute și personal, așa, chiar mi-a plăcut tare. Chiar și spunea în dialogul mic pe care l-am avut înainte de emisiune că postul, domne, funcționează. Dar funcționează atât de bine, nu pentru trup, cât mai cu seamă pentru minte și pentru relațiile tale ca om cu aproapele. Probabil și de asta ne-am simțit foarte bine. Nu eu că aș fi postit sau nu, dar pentru postul lui, cred că de asta, Doamne, Doamne, ce post, Doamne, despre ce post vreți să ne vorbiți astăzi? Numai cu apă, deci sunt puțin uluit, recunosc. Bine, auzisem, știam, am avut câteva mici încercări personal în facultate despre care am vorbit cu părintele într-o emisiune, dar m-a fascinat părintele că dumneavoastră mi-a povestit despre, parcă nu-i cel mai nimerit cuvânt, dar în micimea mea asta îmi vine, despre isprava pe care ați făcut-o, isprava despre care vorbind nu dorim a aduce neapărat laudă, cât dorim să luăm puțin aminte, nu? Încercăm. Da. Despre ce vorbim? Vorbim despre postul terapeutic cu apă. În Rusia acest post este practicat de 40 de ani la modul zilnic în sanatorii aprobate de Ministerul Sănătății și cercetările în privința postului sunt făcute de aproape 100 de ani. Cu un protocol bine scris. Da, cu... sigur. Aprobat de Ministerul Sănătății Rus și decontat de Ministerul Sănătății Rus. La clinica unde am fost în Siberia și pe baza căreia s-a conceptualizat această carte, se postește de 25 de ani cu 30.000 de pacienți fericiți. Ei se laudă cu o rată de succes de spre 99%. Adică, aproape, da, aproape 100%. De neimaginat pentru medici, pentru că exact, procentele de regulă exact sunt sub 80% de regulă, să spunem. Cam sigur pe acolo stau procentele de... Sigur. Și
Acest post terapeutic vine să vindece sau să amelioreze, în unele cazuri, probleme de natură fizică, cum ar fi obezitatea și afecțiunile. Începem cu inima, spate, dureri de mușchi, pe sistemul digestiv, sistemul excretor, cam peste tot pe unde trece mâncarea, postul vine să curățe și să facă curat, să îmbunătățească. Apoi avem, deci, unul fizic, apoi avem postul pentru toate situațiile emoționale. Discutam astăzi, spre exemplu, persoanele depresive vin acolo, persoanele cu tulburări de comportament, cu tulburări de vorbire chiar. Foarte curios că o persoană care este bâlbâită, spre exemplu, se poate trata prin post. Foarte curios și foarte interesant. Persoane pe care le-am văzut direct, erau acolo. Am relaționat cu ei. Apoi sunt aspectele mentale, sunt cele care țin de puterea de concentrare, țin de a ne face înțeleși, de a judeca lucrurile pe care le spun ceilalți și de a ne exprima noi, de a comunica mai eficient și de a rezolva probleme practice, intelectuale, chiar și fizice, mult mai eficient, mult mai logic. Un domn psiholog cu care colaborez eu spunea că se topește grăsimea de la nivelul creierului și sinapsele fac legătura mai bine. Foarte probabil să fie această explicația, dar eu pe pielea mea am constatat că se îmbunătățește acuitatea mentală. Te limpezești. Te limpezești, exact, te limpezești. Și ultimul, dar nu cel din urmă, bineînțeles, este aspectul spiritual. Postul ajută foarte mult în latura aceasta a căutării și a găsirii lui Dumnezeu, pentru că suntem liniștiți. Nu mai suntem interesați de aspectele gurii, de cele ale mâncării, deloc. După cele trei zile inițiale, în care toată lumea vorbește grele, că sunt cele mai grele, o perioadă de acidoză în care trecem într-o schimbare a alimentației, practic, începem să consumăm din resursele proprii, după această perioadă intrăm într-o euforie. Pentru oamenii care n-au încercat niciodată, pare a fi așa un pic o utopie și o poveste. Dar eu astăzi sunt în ziua 11-a de post, conduc, îmi fac toate lucrurile care sunt de făcut, nu obosesc și nu am foame. Iertați-mă, dar am înțeles că ați venit pe jos. Da, am venit pe jos, am plecat pe 19 iunie, am ajuns pe 27 iunie la Părintele și de atunci încă n-am mâncat. Nu, a zis că conduceți și am înțeles. Da, am o mașină aici. A venit un coleg de-al meu, am mașină, conduc. Deci aveam așa o mică... Da. M-am deplasat pe jos de la Iași, în acest pelerinaj pedestru, pentru a promova ideea postului terapeutic, care mie mi s-a părut cea mai bună idee. Cel mai mare lucru care poate să-l facă cineva în viața aceasta. Mi-am imaginat că ăsta ar fi răspunsul, dar cei care ne privesc, sigur, cu siguranță au auzit... Au câteva informații despre dumneavoastră și nu vreau să fie puțin nelămuriți ca mine, de altfel. Da. E datoria mea, mă iertați pentru intervenție. Până să intrăm în detaliile, că aș vrea să ne povestiți cum ați făcut, cum a fost experiența asta, cum ați fost primit, cum ați fost văzut în periplul acesta de la Iași la Constanța. Părinte, cum v-ați cunoscut, cum ați... relaționat. Mulțumesc pentru întrebare. De când l-am cunoscut pe Cezar, pot să recunosc că am trecut prin niște emoții pe care nu le-am avut la 18 ani, 20 de ani, când eram îndrăgostit. Ei, deci niște... Și vă zic de ce, pentru că când a început postul mare, nu? Noi în mănăstire ținem de obicei prima săptămână cu apă cât putem sau cu anafură sau puțină pâine spre sfârșitul săptămânii dacă simțim că ne lasă amortizoarele. Și în a doua săptămână, luni, Cezar a venit de la Iași pentru ca să ridice viza de la consulatul Rusiei din Constanța. Și m-a rugat dacă pot să-l găzduiesc la mănăstire. Atunci am avut ocazia să stăm de vorbă, două seri la rând. Am mers de la mănăstire până la gară și înapoi și în prima seară și în a doua seară. Deci am avut timp destul să povestim, să
mă introduc în subiect, ce își dorește să facă. Și bineînțeles că m-a convins, i-am dat acordul, după care a plecat în Rusia și timp de 3 săptămâni eu n-am mai știut nimic de el. În timpul acesta, eu de rușine am zis, dacă omul ăsta, tot postul mare, nemonah, ieromonah, neduhovnic, ține postul mare cu apă, să fac și eu ceva, cât de cât. Și mi-am propus, din grijă pentru trup, să nu mă slăbesc foarte tare, să țin postul cu lichide. Adică cu fiertură și să beau doar fiertura, fără să mănânc nimic solid. Lucru care l-am reușit să-l țin până spre sfârșitul postului, în ultima săptămână, în penultima săptămână a postului, când simțeam o nevoie disperată de proteină. Dar în timpul ăsta mă gândeam, ce face Cezar, unde e Cezar, nu răspundea la telefon, nu puteam să-l apelez. De asta vă spun că am trăit niște emoții fantastice, pentru că m-am simțit cumva antrenat într-un proiect la care nu mă gândisem. Oarecum am simțit că mi-am dat și eu binecuvântarea de duhovnic, susținând intențiile lui, și dintr-o dată nu știam ce se mai trăiește, nu mai trăiește, ce s-a întâmplat cu el. În țară era toată nebunia legată de pandemie, se închiseseră granițele, deci nu mai știam nimic, omul ăsta se mai întoarce, nu se mai întoarce, mai trăiește, unde s-a dus. Ce-ați făcut, domne, acolo? De asta vă zic, am trecut prin niște emoții teribile pe care nu le pot compara nici cu perioada când am fost și eu cel mai... Am înțeles asta, da. Ce-ați făcut acolo de la spus pe jar așa pe părinte? Am fost internat, am ajuns acolo în a 16-a zi de post. Ah, păi stați puțin. Hai să vorbim mai întâi de cele 16 zile, puțin da, de-al. Da. Două minute. În noiembrie anul trecut am ținut 13 zile de post. Și de acolo mi s-a făcut poftă, așa. Am zis că dacă am ținut 13 zile și nu mi-era foame, deși am mâncat, că mi-era frică, am zis, n-am mâncat de două săptămâni, două săptămâni de nemâncat. Și am zis că dacă am fost așa de bine, hai să mai încerc. Și ce frumos ar fi să reușesc în postul Paștelui. Și fix la începutul postului Paștelui am început să țin postul acesta negru cu apă. Am depus pentru viza despre care vorbea că aș fi luat-o la un moment dat și până când s-au aranjat toate lucrurile cu zborul, am ținut post acasă. Am mers la servici, toate au fost absolut normale. Și cumva despre un, să spunem, tipic al acestui post, că bănuiesc că există o rânduială, bei atâta apă, cantitate, unitate de timp, există astfel de măsuri, sau doar când se stârnește de o manieră, știu eu, augmentată nevoia de apă? Citisem încă de cu, știu, 6 luni, 8 luni în urmă, pentru că mă ocupasem de celălalt post cu 13 zile. Așa. Și vorbisem cu o doamnă medic, profesor la Facultatea de Medicină, și mi-a explicat cum stă treaba și cu apa, și cu mâncarea, și cu starea de acidoză, și eram pregătit pentru a primi stările respective. Și nu eram crispat, nu eram speriat. În schimb, nu știam ce va urma, evident. 13 zile, să zic, au fost ușoare, că nu mi fusese foame, dar apoi ce va urma. Și cam toată lumea stă acasă în timpul postului. Eu aveam să trec granița, să merg în Republica Moldova, de acolo să merg în Rusia. E un efort fizic, da. Da, da. Așa. Și a fost. Spre exemplu, diferența de fus orar era de 7 ore. Am zburat 7 ore cu avionul de la Moscova până în Ulanul de acolo unde am aterizat ca să merg la clinică. A fost un transport de 24 de ore, cred, cu toate mijloacele până am ajuns la clinică. Și la clinică, evident, fără semnal, fără Wi-Fi, fără nimic. Ah, ce bine! Da, închis, totul închis. Și mi-a părut cumva rău că n-am putut să dau socoteală, să le spun oamenilor că sunt bine. Dar în același timp am și fost cumva eliberat de toate grijile de a răspunde la telefon și m-am concentrat absolut pe motivul pentru care eram acolo, pentru a învăța. Și mi-am adunat materiale. Eu am plecat de acasă, învățat de un psiholog și mi-a zis, dacă tot te duci acolo și puțini au ajuns acolo, fă teste de personalitate, fă teste de, mă rog, am avut diverse teste de anxietate și așa mai departe, pe care le-am aplicat tuturor celor care veneau la post și când ieșeau din post.
am apucat două săptămâni, am prins câteva etape. A fost deci o muncă de cercetare, a nu fost doar un tratament și nu și doar o școală? Am scos din arhiva dumnealor de acolo, nu are acces nimeni în arhivă, în schimb, pentru dragul cercetării mi-au dat 100 de fișe de post ale 100 de oameni care au trecut pe acolo. Și în fișa respectivă, este o fișă așa mare cu tot felul de cifre, spune de la cum am intrat și cum a ajuns la final, pe fiecare zi. Revoluția. Cât apă a băut, câți kilometri a făcut, dacă s-a simțit rău, dacă s-a simțit bine, toate lucrurile astea sunt trecute acolo, foarte detaliat. Și pe baza acestor fișe, voi lucra la o a doua carte, care va povesti exact despre fiecare boală în parte, cum te simți când treci prin ea, ce trebuie să faci, prin postul care tratează boala respectivă. Cele 100 de fișe aveau ceva comun, afară de tratamentul cu apă? Starea comună, da. Este după ziua a treia, toată lumea se simte bine și psihic după ziua a șaptea sunt zboară. Asta e comun. Am înțeles. Deci, indiferent de vârstă și de boala cu care indiferent de boală, indiferent de vârstă, indiferent de sex, indiferent de orice. Și toată lumea după a treia zi se simte mai bine și după a șaptea zi se simte excelent. Toată lumea. Da, înțeleg de ce aveam acum stările alea în facultate, când comiteam astfel de lucruri, mă rog, cu blagoslovenirea duhovnicul de atunci, din Joia Mare până în Duminica Paștilor nu mai mâncam nimic. Și aveam o bucurie la Paști augmentată așa, dar nu înțeleg. Acum poate că înțeleg un pic mai bine, nu știu cât de bine, vedem. De-abia aștept a doua carte. Când ați ajuns acolo, ce ați constatat cu referire la cele câte zile ați petrecut? 16 preparative? Da. Au fost bine ținute ca și post, ca și ritual medical, ca și demers primele medical? Primele zile au fost prea relaxate pentru ceea ce cereau ei de la un postitor. Un postitor nu trebuie să stea. Ei spun că trebuie să facă mișcare cel puțin medie ca intensitate. Adică este musai să faci 6-7 km pe jos. Este musai să treci prin toate procedurile lor. Adică clismă de dimineață, de la prima oră, de la 8. Educație fizică, un soi de aerobic, o oră iar. Apoi tratament cu namol, tratament cu apă, masaje. Au 11 proceduri. Și în funcție de prescripțiile medicului, pentru că medicul îi vede personal fiecare în fiecare dimineață, trebuie să facă respectivele proceduri, care nu sunt într-un complex. Complexul este pe câteva hectare și trebuie să mergi sute de metri dintr-o parte în alta. Faci terapia deci, gutare. Tu ești ocupat toată ziua făcând lucrul ăsta. N-ai timp să te gândești la mâncare. Și seara, după amiază, ajungi frânt, obosit. N-ai timp. În timp ce povestea domnul Cezar lucrul ăsta, mă gândeam așa, eram într-un scenariu, deja într-un film, în care vedeam, pur și simplu, pe călugării din Sfântul Munte. Bine, am o oarecare afinitate, o mare bucurie pentru aghioriți și parcă îi vedem în postul mare cu rucodelia lor, muncind fiecare ce aveau de făcut și eventual bând din când în când apă, nimic altceva în plus, și ducându-se la slujbă, făcând mătănii, muncind în grădină, muncind la icoane, muncind, efectiv, având o gamă largă de mișcări, de efort fizic, care, mă rog, nu era scutit de post-post, dar și într-adevăr îi vedem pe cei care au grijă și de sufletul și de trupul lor, îi vedem de o frumusețe mai presus de modul lumii de a vedea frumusețea astăzi. Îi vedem radiând, îi vedem luminând și dând efectiv fericirea aceea. Parcă acum înțeleg și mai bine lucrurile și... Este o apropiere frumoasă pe care ați spus-o. Se apropie foarte mult de realitate. Asta m-ați inspirat povestind ce făceați acolo. Merg oameni acolo, familii, părinți, copii și postesc. Merg cuplul la postit. Adică ceva ce la noi nu se aude, nu se înțelege. Cum să mergi în cuplu la postit în loc să te duci la mamaia și să stai la all inclusive? Nu, ei merg acolo pentru că înțeleg că după 7 zile înțeleg fericirea de cuplu. Ceea ce îi leagă pe ei este o fericire interioară, este o fericire mentală, o fericire emoțională.
La noi poate se ceartă în timpul concediului, acolo nu. Acolo se unesc și pleacă acasă mai debordând de fericire. Mai sudați, da. Mulți au venit acolo și știu pentru că am luat interviurile și mi-am făcut cercetarea. Au venit acolo mulți în prag de divorț. Ei au venit ca o ultimă instanță, exact. Și era o doamnă care își prinsese soțul cu cineva. Și zice, după 7 zile, eu am să-l iert, am să mă duc și am să încerc eu scuze. Că eu n-am fost suficient de bună cât el să stea cu mine și s-a dus la alta. Adică îi schimbă percepția. Înțelege mai profund. Adică nu ca primă instanță de răzbunare, de a face ceva rău. Nu, mai gândește un pic, spunea cineva. Omenescul ăsta teluric și... Exact, exact. O secunditate a gândirii. Mai stăm un pic și analizăm. Oare e bine să facem așa? Facem cum trebuie. Și e un firesc al lucrurilor să-l facem așa. Adică nu pot să vă explic cum funcționează acest lucru, dar pur și simplu se întâmplă. Ziceți că nu puteți, dar cred că ați explicat. Am explicat cum am simțit eu. Dar de ce mă simt așa? Pentru că așa l-a rânduit Doamne, Doamne. Da, să știți că da. Ce v-a inspirat când s-a întors de acolo? În primul rând am văzut un alt om. Cezar n-a spus, dar când a plecat avea spre 110 kg. Dar nu vine să cred, mai dat în primul. Acum e un tânăr așa radios, sportiv, bun de însurat, nu dacă e să ne exprimăm. Eu l-am văzut la începutul postului de 40 de zile. Deci acum are, am înțeles, 74 de kg, deci de la 77. Na, deci sunt spre 30 de kilograme le-a dat jos. În câte? În 3 luni de zile? Ceea ce este iarăși uimitor, eu abia aștept analizele de mâine. Mâine va merge să facă, Înalt Preasfințitul i-a propus să meargă la o clinică din Constanța să-și facă analizele. Abia aștept analizele pentru că sunt analizele unui om care a ținut peste 60 de zile de post cu apă în 3 calupuri, primul calup de 40 de zile, al doilea calup de 7 zile cu 3 zile revenire și acum al treilea calup, iată, de 11 zile. Okay. 11 zile în timp în care a parcurs 450 de kilometri, adică distanța de la Iași la Constanța pe șosea, suportând vipia dobrogeană, canicula, în sfârșit ce au fost ploile torențiale din Moldova, stresul de a merge pe șosea în condițiile în care trec mașini pe lângă tine, te claxonează, e un stres teribil. Îmi spunea Cezar că efortul acesta presupune un consum caloric între 5.000 și 7.000 de calorii pe zi. În condițiile în care un om cu activitate normală consumă 2.000-3.000 de calorii pe zi. Iată, păi, din punctul meu de vedere... Acum înțeleg că a avut resurse, că ați zis că a avut ceva resurse. Iertare, scuze. Asta este uimitor. Este uimitor de unde are omul atâtea resurse să facă un asemenea efort. Deci în cele 40 de zile nu a stat la pat, după cum bine au aflat telespectatorii. A venit la Constanța, la Constanța a luat viza, a plecat de la Constanța la Iași, de la Iași la București, de la București a luat avionul, s-a dus în sfârșit, sau la Chișinău ați fost. Chișinău. La Chișinău, de la Chișinău a luat avionul la Moscova, de la Moscova în Siberia. S-a dus în Siberia, acolo a mers, a stat în clinica aia unde se face sport, s-a întors înapoi. Deci un întreg efort și a culminat cu acest pelerinaj pedestru în care a consumat între 5.000 și 7.000 de calorii pe zi. Și iată-l că astăzi vine, nu, ține o emisiune, este extrem de coerent, eu rămân uimit. Am rămas fascinat de cuvântul pe care l-a ținut aseară în Catedrala Arhiepiscopală de la Constanța, fiind întâmpinat de Înalt Preasfințitul Teodosie. Am înțeles că și astăzi au avut o discuție, Înaltul a fost și el uimit. El este un om de care prețuiește foarte mult postul și de aceea... Prețuiește pentru că îl practică. Îl practică așa. Practică și eu, la rândul meu, am fost preocupat de subiect, după cum bine știți, iar când vine un om care îți vorbește din experiență,
este cu totul și cu totul altceva. Deci, mie însumi mi-a dat o încredere extraordinară. Cred că ca să încerc postul. Foarte... De altfel, sunt și eu la a doua rundă de postire în ultima lună de zile. Am ținut și eu un post de antrenament, să spunem așa, de expectativ, ca să exprim așa, împreună cu Cezar la mănăstire 7 zile și acum, ca să-l încurajăm, să-l susținem în duh și eu și alți credincioși care vin la Mănăstirea Sfântului Ioan Casian, în număr de 10, au ținut postul împreună cu Cezar, perioada în care el a parcurs acest pelerinaj pedestru de la Iași. Acum îl înțelegeți, încă o dată, nu știu câta oară și într-o altă fațetă, până la urmă, nu pe Sfântul Ioan Casian, care căuta tot timpul, era în căutări, așa cum este părintele oricum, tot timpul caută să învețe, să învețe, să învețe și cum găsește câte ceva demn de a, de a fi primit și de a fi, știu eu, iată, învățat și aplicat, o face. Deci asta vreau să spun. Dacă mâine analizele lui Cezar sunt... Certifică, practic. Sunt în regulă. Ceea ce Cezar a reușit să demonteze extrem de multe mituri legate de postul cu apă, de care ne speriem foarte mult, inclusiv noi monahii, de ce să nu recunoaștem. Dar ce pot să mărturisesc din propria mea experiență este doar o problemă de barieră psihică, mentală, pentru că în momentul în care îl ții, vezi că nu este absolut nicio șmecherie, ca să mă exprim așa. În afară de primele, de fapt a doua și a treia zi, când te simți un pic mai rău, dar dacă comparativ cu zilele în care mănânci și oricum ai perioade de epuizare, de neputință, chiar atunci când mănânci, când te odihnești, comparativ cu perioada aceasta în care mănânci, atunci când postești, perioadele de, să zicem, de senzație de rău sunt mult mai scurte, iar perioadele de energie, de bună dispoziție, de debordantă. Te vor motiva să continui. În concluzie, ceea ce câștigi și ceea ce pierzi, dacă le pui în balanță, sunt incomparabile. Da. Și culmea că postul dă dependență. Asta urma să zic atât și eu. De bine. Abia aștept să vină postul Adormirii Maicii Domnului. Este o diferență de la cer la pământ între postitul cu pâine, apă și pâine, și postitul doar cu apă. Deci, credeți-mă, efectele sunt totalmente... diferite. Stai, cum spunea părintele Rasine la un moment dat, că da, vorbea de o maică care strecura țânțarul și înghițea cămila săraca, la un moment dat fiind la cineva la o masă, cartoful ei prăjit se atinsese de carnea cuiva și n-a mai mâncat acel cartof prăjit. Da, părintele spunea că ne rătăcim. Suntem rătăciți rău cu postul pe care îl ținem, pentru că un post autentic este cu totul altceva. El îl experimentase și în închisoare, și de voie și de nevoie, părintele Arsenie Papacioc, chiar înțelesese și cei care voiau să înțeleagă câte ceva și de la Sfinția sa puneau în practică. Da, ați spus puțin mai devreme, atunci când... V-am spus, l-am cunoscut înainte de emisiune cu puțin zi. Hai să facem cunoștință. Nici mâna nu știu dacă am dat-o. Ne-am întâlnit în studio. Ziceți-mi cine sunteți, cum sunteți. Am aflat și m-am bucurat că printre multitudinile de pregătiri profesionale, undeva la început a fost menționat seminarul teologic. Sunt convins că n-a fost doar o școală în care a învățat câte ceva. S-o fi lipit, sper. Și sunt conștient că da, din moment ce aveți o relație cu duhovnicul meu, întâi de toate, pe lângă post și rugăciune, cum ați ajuns acolo în Siberia să vă satisfaceți și această, sper, necesitate firească? De rugăciune? Da. Aici este o... Mă iertați că intru puțin în... Sigur. Da, nu le pot vedea separat. Da, este o mică neînțelegere. Oamenii, în lipsa postului practicat, au senzația că poate merge unul fără celălalt. Da. Adică cineva ar putea începe un post fără să se roage. Doar terapia. Doar terapia. Deci post terapeutic doar pentru aspecte fizice nu ține mai mult de câteva zile. Nu poți duce o încărcătură
atât de mare emoțională pe care o degajă acest post, fără ca să ai rugăciunea în sânge, fără ca ea să fie acolo prezentă și activă. Și vorbesc de rugăciune prezentă non-stop, continuu. Pentru că postul nu este vorba despre mâncare, postul e vorba despre gânduri. Și ajungem la, știu, Evagrie, care discută despre atacul, nu? A gândurilor. Și ajungem practic la o teologie foarte adâncă când vorbim despre post. Orice gen de post. Dar în momentul în care începi să postești, 5 zile, 7 zile, 10 zile, 20 de zile, simți nevoia să te rogi ca să prinzi și ziua următoare. Și în momentul în care vezi că ai prins-o și vezi că de bine te simți, dai slavă lui Dumnezeu că ai prins-o. Și te rogi de voie de nevoie. Adică te rogi să fie bine și când este bine, te mulțumești că a fost bine. Și o rugăciune continuă. Exaltă și motivează în exact. Dincolo de aspectele pur mentale pe care le ziceam, că s-ar topi grăsimile din creier, sunt niște sentimente extrem de puternice care vin din suflet, din undeva din zona inimii. La mine, spre exemplu, în timpul postului pulsa așa ca un fel de aripă, așa o simțeam eu, ca și cum sufletul meu ar respira. Începe și eu să respir. Da, exact. Respiră de după o mare de grăsime. N-aș putea să explic, poate alții după mine sau poate peste ani o să explicăm cum poate un aspect sufletesc, deci nevăzut, să fie claustrat de grăsime. Dar îl simți. În timpul postului simți și în momentul în care slăbești, te lepezi de o greutate. Și nu de... nu știu cum să o fac să înțelegi. Fizică. O povară, exact. O povară, dar mai mult ca o apăsare decât ca o povară fizică, ca o greutate efectivă. Ce înțeleg este că practic ați experimentat și v-ați lămurit cu privire la un aspect despre care în teologie se vorbește clar, despre această minunată unire a sufletului și trupului și dependenței unul de celălalt. Depindem, iată, așa suntem zidiți. Sufletul fără trup nu se poate, trupul fără suflet nu, dar unul pe celălalt fie se poate ridica, fie se poate dărâma. În timpul postului nu ne păcălim. Nu mai avem cu ce și nu mai avem cum. Suntem cu cărțile pe față și cu sufletul și cu trupul. Ăsta sunt. Hai să vedem ce fac cu exact. Eu. În momentul în care ne alimentăm în mod normal, am mâncat ceva, ne-a luat moleșeala, ne-am dus cu un prieten, am stat la o masă și tot așa. Ne amestecăm și ne ascundem după diverse motive și situații. În momentul postului nu mai facem nimic din asta. Cu același prieten nu mai putem merge pentru că trage de noi și este bine să ne izolăm. Și unde ne izolăm, rămânem singuri cu noi. Ne întâlnim noi cu noi. Facem cunoștință. Exact. În sfârșit. Hei, în sfârșit. Eu sunt și eu. Acolo te întâlnești cu Dumnezeu. Pentru că tu te simți creatura lui Dumnezeu și exact cum ziceam mai înainte, dai slavă că prinzi ziua următoare. Dar nu că o prinzi că ar fi fost greu. Și te bucuri de fiecare... Prețuiești, începi exact, să prețuiești. Exact, înțelegi fiecare, esența fiecărui lucru. Eu în timpul postului mergeam pe stradă și mă uitam la o bunică care ținea un copil de mână. Deci mi s-a părut fantastic. Un tablou minunat. Un tablou absolut încântător. Și bineînțeles că trecem foarte repede peste toate acestea, fiind ocupați cu mult prea multe lucruri. Dar în timpul postului, toată energia care s-ar fi dus la stomac, la digestie, la așa, este în mintea, este în suflet, este în spiritul nostru, este acolo unde facem relația cu lumea. Este un nevăzut, practic, privirea noastră e un nevăzut. Noi vedem, nu producem ceva când vedem. Și acolo, în acest nevăzut, suntem esențiali, suntem cu 100% capacitate. Și chiar și văzutul trecem dincolo de el, îi dăm mai multă profunzime, îl înțelegem mult mai bine. Da. Îi dăm profunzimea temporalului trecut. Da. Așteptăm la post. Da. Părintele. Adică sunt așa niște discuții. Iertați-mi academica exprimare, dar mă bag. Sunt așa niște discuții foarte frumoase am avut în timpul celor 7 zile de post. Să vedeți seara cum povestim cu toții că cum te simți? Nu mă duc nimic azi. Unul zice, am muncit așa de mult că n-am obosit deloc. Și ne încurajăm unii pe alții. Deci chiar este fantastic să ții post
în compania unora care fac același lucru. Știu-te că împreună lucrarea deosebită. Da. Și vreau să vă mai zic un aspect legat de acesta. Postul nu poate fi ținut în familie. Nu merge. Explicați-mi. Nu merge. Deci în momentul în care, spre exemplu, dumneavoastră o să vă hotărâți să țineți post, vine soția și zice, uite că am făcut mâncarea nu știu care, îți place ție. Și evident că ai o jenă să-i spui că nu mănânc azi, ai? Nu mănânci azi, nu mănânci mâine, nu mănânci păi mâine, dar până la urmă... Dar dacă soția știe și poate, scuzați-mi, se bagă și ea. Corect, dar dacă vedeți frigiderul care e plin pentru copii? Păi e bine. E foarte bine pentru că spunea o maică la Vărate că în vremea mitropoliei vrednicului de pomenire teoctist, Dumnezeu să-l odihnească, să numele cu Sfinții, spunea această maică, în alpea Sfinția voastră, era mitropolit, eu știu că postul se ține cu porcul pe masă. Adică, cumva, și să vezi, să ai tentația și să reziști, atunci e puțin și mai mare cununa. Acum, asta e perspectiva mea, nu, nu știu. Nu prea e bună, să știți. Ia ziceți. Nu trebuie să ne ispitim. Nu că te ispitești, dar nici să fugi de ispită neapărat. Adică dacă e, dar te lupți, dar nici nu o cauți. Eu am mers în Rusia la un magazin la un moment dat și am văzut niște biscuiți. Și, na, rușii sunt cunoscuți ca fiind foarte mari specialiști în dulciuri biscuiți. Și vreau să zic că acei biscuiți m-au... Muncit, urmărit? M-au muncit vreo 2 săptămâni. Aha. Doar biscuiți. Deci nu vreau să mă gândesc, exact, așa era. Nu vreau să mă gândesc că... Nu, apropo, la porc, la fripturi, la... Deci nu, nimic. Poftele în zilele înaintate de post sunt legate de lucruri foarte mici. Un măr, un biscuit. Deci nu mă pot abține, iertați-mă că vă iau vorba din gură, dar știți cum sună asta? Cumva, de acum... Cunoscutul rafinament al diavolului, care atunci când te ispitește, nu te ispitește cu ceva grosier, ceva eminamente urât și de repugnat. Te ispitește cu ceva aparent inofensiv. Ce înseamnă un biscuit? Cât e un biscuit? Vă spun, prima ispită de genul acesta am avut-o la mănăstirea părintelui Nicodim, fratele părintelui Justin, cred că undeva prin a 3-a, 4-a zi de post. Mănăstirea de la Durău? Mănăstirea Buciu, de la Buciu. 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 Și acolo m-a invitat părintele Nicodim să discutăm în principiu despre plecare. Și era seara cină de post. Și cina de post conținea salată. Deci vreau să vă zic că salata respectivă verde și episodul este cuprins în carte. Mi s-a părut cea mai minunată salată, cea mai bună. Și era o salată verde ordinară. Și acolo am zis, uite cum vine ispita. Și am zis, doamne, de la bucătărie, vă rog să aduceți niște apă. Am băut apă și mi-a trecut. Dar m-a lucrat un pic salata respectivă. Că zicea, e o simplă salată, ce rău poate să-ți facă? Așa suna mintea mea. Într-adevăr, gândul nu era aberant că e o simplă salată, dar eu eram determinat să țin un post îndelungat. Și de asta vă zic, nu e bine cu porcul pe masă. E bine cu masa goală și exact cum aici, un pahar cu apă. Ăsta este ce trebuie să fac. Eu, ca să țin postul acesta de 40 de zile, deja din a doua zi mi-am luat un caiet studențesc pe care am scris jurnalul unui post negru cu apă de 40 de zile. Și în fiecare zi mă uitam la el pentru că aia mă motiva. Mi-aduceam aminte de unde am plecat. Ca să nu-mi pierd scopul, să fiu focalizat. Da, asta a fost o metodă personală care, iată, a funcționat și care poate să fie patentată până la urmă în acest demers, până la mă gândesc. Da, pe de altă parte, din învățătura Sfinților Părinți, am surprins de atâtea ori, mai cu seamă în de acum cunoscutele emisiuni cu Părintele Justin de luni, când am mai atacat fie direct, fie voalat subiectul postului, și poate și din lecturile dumneavoastră personale, nu? Am văzut că funcționa foarte, foarte bine lucrul ăsta nu face parte din post. Dacă mi se prezintă, este ispită, refuz ispita. Am voie, am blagoslovenie, am binecuvântare să iau numai apă, dar apa e binecuvântată pentru mine și atunci cumva cu aceste două coordonate, nu, da, omul având jaloanele puse, își mergea drumul său și îl parcurgea cumva bine.
Însă, de fiecare dată când apărea de-a stânga, să zicem așa, cerea ajutorul, striga rugăciunea de care vorbeam puțin mai devreme, urletul, nevoia de upgrade, de update în neputințe, în limite. Da, se vorbește că postul ar fi o resetare a organismului. E ca și cum Dumnezeu ți-ar mai da o nouă șansă. Adică, dacă o perioadă, câțiva ani sau zeci de ani, n-ai știut cum să te alimentezi, n-ai știut cât să dormi, n-ai știut câtă treabă să faci, după un post mai îndelungat, să zicem 14 zile, 21 de zile, deci mai îndelungat, organismul, zicea cineva, dumneavoastră cu ADN-ul, da, o idee extraordinară, se ajunge postul până la nivel de ADN, să te schimbe. Adică tu te schimbi vizibil, parcă ești același, dar tu de fapt nu mai ești același. Ești reconfigurat. Structura ta e diferită. Tu numai buletinul rămâne la fel. Numele tău. Nouă șansă. Îngăduit să citezi puțin? Sigur. În timp ce v-am întrebat despre cum ați îmbinat postul acesta cu rugăciunea, pentru că nu ne putem vedea, dumneavoastră mi-ați răspuns și în timpul acela mi-am aruncat puțin ochii pe coperta 4. Și am văzut aici două cuvinte, unul cu care cred că va încheia părintele emisiunea, că văd că e semnat de sfinția voastră și chiar m-aș bucura să fie cuvântul de final al emisiunii cel al dumneavoastră. Însă semnatarul cuvântului pe care aș vrea să vi-l citez este un psiholog clinician, Ioan Gotcă, de la Centrul de Sănătate Mentală Gelerter din Iași. Zice așa: lumea speră adesea ca miracolul să se producă de la sine. Aici e o mare discuție despre acel de la sine. Fără efort. Postul terapeutic aduce miracolul vindecării numai prin asocierea cu practica rugăciunii, cu credința în Dumnezeu, care mijlocește harul tămăduirii atât de simplu, fără cheltuieli sau fără efecte adverse. Și pentru că cei care au încercat deja ne spun despre liniștea și împăcarea cu sine obținute la scurt timp, atunci este suficient de clar că merită să încercăm și noi, cel puțin o dată, terapia prin post doar cu apă. Între puncte vin și eu acum și spun care, dacă încerci odată și de dependență, nu va rămâne odată. Mai mult, în timp ce citeam, mă gândeam la ce ar fi, ce ar însemna un post fără să-l asociez cu rugăciune. Ce ar însemna? Muncă, iertați-mi, drăcească. Pentru că diavolul, nemâncător și poate mândru pentru postirea sa totală, a picat. Cred că postul fără rugăciune dă mândrie și picaj. Asta este o perspectivă, sper, întemeiată. Părinte, vă rog frumos, faceți-ne bucuria și încheiați cu vorbele Sfinției voastre. Na? Cezar mi-a propus trei lucruri de când îl cunosc, din scurta perioadă de când l-am cunoscut. Și anume postul de 40 de zile, să-i dau binecuvântarea pentru acest post. Al doilea lucru, să facă pelerinajul pedestru. Și al treilea lucru, să organizăm în mănăstirea Sfântului Ioan Casian, pentru început, subliniez lucrul acesta, tabere de postire. Noi am făcut deja o tabără experimentală despre care am vorbit. Urmează să organizăm și alte tabere, dar ceea ce m-a impresionat profund a fost faptul că după ce Cezar l-a întâlnit pe Înalt Preasfințitul și a avut o discuție tet-a-tet astăzi după hramul Catedralei Arhiepiscopale din Constanța, Înalt Preasfințitul i-a propus ca să îl susțină în demersul de a construi o clinică de postire aici în Dobrogea. Doamne ajută! Ceea ce arată că Cezar a reușit să facă un lucru extraordinar. Eu, pentru mine personal, și vreau să-i mulțumesc acum public, faptul că m-a ajutat să depășesc blocajul mental
de a posti așa cum trebuie ca la carte, adică postul doar cu apă, nu contează pentru ce perioadă de timp, călții o zi, călții două zile, călții trei zile, 5, 7, 14, este fascinant, este totalmente diferit. Dacă nu experimentezi, nu încerci, nu ai cu ce să-l compari. E ca și cum, e ca o diferență între, nu mai zic, diferență, da, dar e o diferență timp de la cer la pământ, așa, iar trebuie să-i mulțumesc pentru că mie, iarăși personal, mi-a dat un sens, adică mă gândeam de multe ori ce pot să fac, cum pot eu să ajut cu mănăstirea pe care noi ne-am străduit, nu, părinții de acolo, să o ridicăm, cum am putea să ajutăm oamenii altfel, trup și suflet, altfel decât prin Sfânta Împărtășanie, care este incomparabil, cum să spun eu, cina cea mare și nu se compară cu nimic, dar poți să faci mai mult. Simțeam că poți să faci mai mult pentru... Trebuie. Și nu știam ce. Și iată, a venit Cezar cu această provocare la care eu am subscris și am certitudinea că de la o lună la alta, de la un post la altul, tot mai mulți creștini ortodoxi, pentru că vorbim despre o grada noastră și nu numai, subliniez lucrul acesta, se vor alătura acestui demers de igienă lăuntrică. Am trup convingerea că dacă vrei să te ocupi de trupul tău și îți iubești trupul și mintea și sufletul și mentalul, cum zicea Cezar, adică te iubești în integralitatea ta, trebuie să faci acest post cu apă, pentru că este cel mai eficient. Nu există altă terapie ieftină, la îndemâna oricui și atât de eficientă ca postul terapeutic cu apă. Să dea bunul Dumnezeu că această modestă întâlnire de astăzi, din punctul meu de vedere, nu din punctul de vedere al invitațiilor mei, m-au onorat foarte mult și cu prezența și cu subiectul dezbătut, să fie până la urmă și personal și pentru cei care urmăriți emisiunea sau o veți auzi la radio, să fie până la urmă o provocare fie spre directul demers, bine ar fi tot timpul cu blagostovenie, cu binecuvântarea duhovnicului, ca Dumnezeu să ajute, să întărească neputințele noastre, să fie, cum spuneam, o provocare spre autocunoaștere, spre autoigienizare lăuntrică, trupească și sufletească și mai apoi, obținând un om resetat, să reușim, poate, individ cu individ resetat, să resetăm și societatea. E o provocare. Nu cred că e imposibilă. Mai mult, sperăm ca domnul Cezar ușor să se împământenească aici. Are câteva chemări, părintele Iustin, în Altea Sfințitul, i-a propus niște lucruri mari. Nu vi le spun, îl lăsăm să răspundă dumnealui, că e vorba de viața domniei sale. Ne bucurăm, sperăm să fie începutul unei relații, unei prietenii, de pe urma căreia să profităm, de fapt, cu toții. Ne place starea, haideți să o încercăm, să o dobândim. Să ne fie de folos, Doamne ajută, să rămână Părinte Iustin și mulțumesc, domnul Cezar. Mulțumesc și eu.